Bună seara, suntem la capătul celei de-a cincea zi de grevă ilegală a șoferilor de la STB, Societatea de Transport a Capitalei. Se duc negocieri chiar la ora asta între conducerea societății și sindicaliști. Sindicaliști despre care primarul general Nicu Șordan spune că au fost amenințați ca să nu iasă pe traseu zilele astea, deși unii dintre ei au vrut, alții, foarte puțini, au și făcut-o, au ieșit pe străzi. Așteptăm rezultatele discuțiilor și vă ținem la curent. Chiar dacă e vorba despre o problemă a capitalei la prima vedere, există ceva emblematic pentru toată România în povestea asta, rezistența furibundă la schimbare atunci când vine vorba de reformarea unui sistem, un sistem captiv intereselor unora și gaură neagră pentru banii publici. Vă explicăm imediat mizele acestui scandal, pe care Nicu Șordan, ați văzut, îl consideră eminamente politic, dar care are mult mai multe ramificații în alte zone. Tot astă seară despre ultimele evoluții în criza Rusia-Ucraina. NATO trimite nave și avioane în Europa de Est, iar Uniunea Europeană amenință Moscova cu sancțiuni nemai întâlnite până acum. La ce ne putem aștepta în următoarele zile, vă spunem ceva mai târziu. Sunt Tudor Mușat, urmăriți actualitatea. Mai întâi anunțurile făcute azi de directorul STB. Notificări către angajați, plângeri penale și angajări de șoferi care să îi înlocuiască pe greviști. Soluția angajării altor șoferi este una complementară vis-a-vis de comunicarea pe care încercăm să o facem cu angajații care în momentul de față nu au intrat la locul de muncă. Faptul că domnul Petrariu se află în continuare în mijlocul angajaților noștri, manipulându-i, chiar dacă în faza inițială a spus și a declarat pe toate posturile că aceasta este o grevă spontană, chiar dacă Tribunalul București a dat o soluție prin care a declarat ilegală această grevă, această hotărâre instanțe nu e pusă în aplicare, cu urmări grave vis-a-vis de toți angajații care nu și-au îndeplinit îndatoririle de serviciu. Toți acești angajați pot să aibă dosare de natură penală pentru zădărnicirea condițiilor pandemice și pentru faptul că au încălcat o hotărâre. Prea multe însă, iată, nu s-au putut face, adică acești angajați sunt deja în a cincea zi de grevă ilegală, au ignorat două sentințe ale tribunalului și în afară de declarațiile astea contondente ale șefului STB, ale primarului general, n-am văzut o acțiune fermă. Discutăm despre asta. Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria în platou, bună seara. Bună seara. Politologul Remus Ștefureac, director în scop în legătură cu noi, bună seara, mulțumesc amândurora. Bună seara. Dincolo de mizele și de ramificațiile despre care să vorbim imediat, Ion Meioniță, ce frapează la prima vedere e refuzul ăsta de a te supune unei decizii a instanței. Nu în prima zi, nu în a doua zi, nu în weekend. Iată, am început o nouă săptămână, e a cincea zi de grevă ilegală. Cu bună știință, oamenii ăștia o ignoră. Ignoră aceste sentințe și faptul că greva e ilegală. Este cel mai grav lucru, pentru că un conflict de muncă se poate negocia între cele două părți sau trei părți câte sunt acolo. Dar aici este vorba de încălcarea unei decizii a instanțelor. Greva este ilegală și lucrul trebuia reluat imediat după ce această decizie a fost transmisă de către instanțele de judecat. Ori, este o sfidare de zile întregi. Practic, sunt oameni în România, în diverse poziții, care numai că sfidează legea, dar o încalcă direct și îi îndeamnă și pe alții, instigă să încalce legea. Vă dați seama cum ar fi dacă un tip ar fi în mijlocul bulevardului aici lângă noi, ar arunca cu cărămizi într-o vitrină, ar intra în vitrină și ar striga celorlalți de pe stradă: veniți, luați, că nu e niciun... Da, dar e ilegal, dar nu știu. Nu, domne, veniți aici. Nu vezi că nu se întâmplă nimic, nu vine nimeni. Nu se întâmplă nimic. Ați văzut vreun polițist pe aici? Ați văzut? Sigur că sunt anunțuri, sigur că nu trebuie să facem asta. Dă unul un comunicat. Da, a dat unul un comunicat. Vă rugăm frumos, lăsați cărămizile și ieșiți frumos și mergeți acasă. Ei, nu. E același lucru. Acum... omul ăla sta acolo. Dacă cineva vrea să reia lucru, vine presiunea pusă la cale de sindicat, de liderii de sindicat, încep să îl înjure, să îl huiduiască, să facă presiunea asupra lui
Și așa sunt vreo 25-30% dintre șoferi și dintre conducătorii de tramvai vanman care au ieșit pe trasă. Dar așa ceva nu se poate. Dacă un om vrea să muncească, e dreptul lui să muncească. Nu poți să te duci să faci presiune asupra lui, bă, nu munci, că am eu o problemă cu președintele, managerul companiei. Nu se poate. Omul ăla vrea să muncească. Ce... Și cum poți tu să te duci paradoxal, sindicatul vine și face presiune, nu? Face presiune exercită o formă de presiune care vor să muncească, care vor să calcă niște drepturi cumva în loc să ți le apere. Exact, dar... deci aici e o încălcare pe multiple planuri. Pentru că nu mai intimida un om să facă ceea ce vrei tu și nu ceea ce vrea el, este o încălcare a legii. Dar aminte să-l împiedici să-și exercite dreptul la muncă. Să ducă omul la muncă. Dimineața a venit la muncă, să urcă în autobuz și să duce pe traseu. Cum poți să te organizezi pichete acolo, să strigi la el, bineînțeles, restul, că avem noi grijă de tine, că ești o aia neagră care a ieșit din rând și când se vor normaliza lucrurile, sigur că sindicatul te va pune în situații foarte grele după aia. Ca și aia, sunt foarte multe lucruri care țin de bucătăria internă, cum faci turele, cine ia ore mai multe suplimentare, cine e plătit în plus și așa mai departe. Îți pot face viața un calvar la locul de muncă. Deci aici este situația în care statul ăsta stă cu mâinile în șolduri, să uită cum unii sparg vitrine pe stradă și le spune printr-un comunicat de presă, bă, n-ar fi bine să vă potoliți, să ne mai negociem. S-au făcut niște plângeri penale, Remus Ștefurea. Care e semnalul până la urmă? Era apăsată pe pedala prea mult dacă, eu știu, se trecea la niște rețineri sau la niște alte forme de presiune în urma acestei sentințe? Adică poate pe undeva autoritățile au făcut mai bine că n-au apăsat prea mult pedala sau, dimpotrivă, ar fi trebuit dat un semnal de forță oamenii ăștia cumva să suporte rigorile legii pentru că nu se supun unei sentințe a instanței? Cred că totuși a vorbit de niște rețineri, e ceva prea mult. S-ar da până la urmă un semnal foarte prost și în ceea ce privește totuși dreptul la protest. Cu siguranță există... Ministrul Justiției, iertați-mă doar o scurtă precizare, aici în emisiune spunea că pot fi și consecințe penale ale refuzului de a te supune unei decizii a unui tribunal. Cu siguranță, dar gestionarea unui conflict de muncă totuși trebuie să se producă într-un mod gradual, treptat, altfel s-ar pierde cumva ideea de contract social, ar putea fi afectată pe termen lung, adică cu siguranță în spatele acestui conflict de muncă sunt și elemente, să spunem, mai puțin ortodoxe, politice, s-a tot speculat, s-a vorbit, s-au dus argumente în acest sens, însă dincolo de acest lucru, cred că am alunecat într-o zonă nu tocmai corectă în ceea ce privește, până la urmă, drepturile muncitorilor, de a-și apăra, să spunem, sau de a-și susține propriile drepturi. Pe de altă parte, acest conflict de muncă mie mi-aduce aminte de două episoade. Unul pe care l-am trăit, așa ne aducem aminte, eram cu toții mai tineri sau foarte tineri. A fost un conflict de muncă în 1999 foarte dur între muncitorii CFR și ministrul transporturilor de atunci, celebrul Traian Băsescu, care, mă rog, a fost o grevă foarte, foarte intensă. La un moment dat, ministrul de atunci, la fel cu amenințări foarte multe, ministrul de atunci a propus organizarea, angajarea de conductori, de locomotive. Până la urmă, autoritatea cumva a câștigat acel conflict de muncă. Și un alt caz, mă rog, pe care mi-l aduce aminte, sau cazul pe care mi-l aduc aminte, sunt mai degrabă din istorie și nu din istoria României. Mai ales această amenințare, să spunem, a așa zisilor spărgători de grevă, cei care cumva nu respectă linia sindicatului. Astfel de episoade se întâmplau prin anii 20-30 în Statele Unite ale Americii, adică o epocă în care, sigur, reglementările nu erau tocmai bine puse la punct și atunci sindicatele cumva
erau adesea mână în mână cu organizații mai puțin prietene cu legea. Iată că și la noi vedem astfel de situații care evident nu sunt normale, adică un sindicat sigur poate să protesteze, poate să reprezinte muncitori, însă nu poate forța un muncitor să nu își exercite dreptul la muncă. Din acest punct de vedere, da, instanțele de judecată pot interveni și pot pune în aplicare legea, împreună sigur cu organele de aplicare a legii. Bun, acum noi știm că la ora asta au loc negocierile cu sindicatul așa zis majoritar, deci cel care reunește pe cei mai mulți dintre salariații STB, după ce mai devreme cu 2 ore a fost sindicatul mai mic. Aici e probabil cheia negocierilor. Întrebarea este dacă nu e o cedare cumva a STB sau a primarului general, pentru că zile în șir ei ne-au spus ați făcut o grevă ilegală, nu avem ce să discutăm cu voi, nu așa se poartă discuțiile. Totuși, uite că în climatul ăsta tulbure în care sindicaliștii au încălcat legea, au încălcat sentința instanței și au blocat transportul, se discută totuși cu ei. Nu s-a mai respectat cerința aia de la început, domnule, terminați cu ilegalitatea asta și după aia stăm de vorbă. Nu, ei n-au terminat cu ilegalitatea. Eu nu cred că este un conflict de muncă, în primul rând. Pentru că dacă este un conflict de muncă, de ce nu faci o grevă corectă? De ce nu faci o grevă legală? De ce nu notifici? De ce nu anunți? De ce nu faci grevă 2 ore, 5 ore? Cum este? Și de ce nu asiguri grevă spontană? Da, și de ce nu asiguri serviciu public? Că prea ne-am învățat toți în țara asta să ne batem joc de cetățeni, de oameni. Fiecare cum îi trăznește, oprește trenurile, oprește metrou, că a fost greva de la metrou, de ce? Era conflict de muncă? Nu, era vorba de chioșcurile ilegale de pe spațiu public, care au început să fie demolate, nu? Și atunci niște bani nu mai veneau. Și atunci am blocat un oraș întreg pentru că niște bani nu mai veneau în buzunarele celor care trebuiau să primească acești bani. Aici e conflict de muncă? Pe ce revendicări de muncă ați văzut până acum într-o grevă spontană? Dar de ce trebuie să fie o grevă spontană, să nu fie o grevă legală? Asta a oferit scuză pentru acestui lider de sindicat PSD-ist. Păi de ce bucureșteanul e... că nu a avut niciun amestec oamenii. Bucureșteanul care plătește salariile acestor oameni, pentru că sunt plătite din subvenții, mare parte, sunt plătite de de ce bucureșteanul n-are dreptul să îi se respecte dreptul să aibă accesul la serviciu public chiar în condiții de grevă? Pentru că și trenurile și metro trebuie să asigure un transport public, o treime sau cât este prevăzut de lege. De ce nu respectăm legea? Ai probleme cu munca? Du-te, nene, protestează, nu-ți ia nimeni nimic. Fă grevă, anunță-o, cere demiterea tuturor managerilor. Ai tot dreptul să faci chestia asta. Ce n-ai dreptul este să creezi un prejudiciu celorlalți care n-au niciun fel de problemă. Tu fiind obligat ca societate să asiguri un serviciu public. Dacă fac unii grevă la Transelectrica, taie curentul în toată țara pentru că ei au o problemă. Și al doilea lucru, n-am văzut revendicările de muncă. Gen s-a vorbit să creștem salariile creștem cu 35%. Și nu ne înțelegem cu directorul. Bun, la 5.000 de lei, așa au spus oamenii de pe autobuze, 5.000 de lei bani în mână. Vi se pare puțin? Sunt bucureșteni care plătesc subvenția asta, plătesc de la ei din taxe și impozite aceste salarii și n-au. Câți bucureșteni au care merg cu transportul în comun sau din ceilalți au salarii de peste 5.000 de lei? Să-mi spune și mie, cât la sută din au? Adică, pun, tu cer mai mult. Treaba ta, negociezi, dar nu prin șantaj. Dacă compania spune, da, dom'le, avem banii, sau mărim subvenția, deci ceilalți locuitori ai Bucureștiului să accepte să plătească mai mult din salariile lor, din buzunarul lor, ca să aibă mai mult cei care conduc autobuzeturile buze, da, bun, să facem un referendum în București, să le spunem, sunteți de acord să aibă 7.000 de lei pe lună, 10.000 de lei, să le dăm bani. Da, noi am arătat ceva mai devreme și continuăm să o facem. Sunt datele obținute de hotnews.ro pe luna decembrie, salariile plătite în STB pe luna decembrie și exact așa cum spuneați, Ion Meioniță, acolo salariile pentru șoferii de autobuz sunt în medie între 5.000-5.500 de lei, fără alte sporuri, fără
ore suplimentare, da, cele pentru vatmanii de tramvai. Sâmbătă, sărbători legale, da, se plătesc altfel. Bun, corect. Cele pentru șoferii de troleibuze, că mai avem și categoria asta, cele pentru vatmanii de tramvai 5.300. Deci, în general, cam aici suntem, undeva între 5.000 și 6.000 de lei net în medie pentru acești șoferi, la care se adaugă tichete de masă care pot ajunge până la 440 de lei pe lună. Acum, sigur, nu o să discutăm dacă responsabilitatea unui șofer, unui vatman, da, nu, este mare, transportă șoferii, pasageri. E drept, nu-i transportă nu nici pe lună, un oraș, nici între localități măcar, ci transportă cu vreo 30-40 la oră maximum prin Bucureștiul, bară la bară. Exact, știm, da, cum e traficul în București, da, știm că este stresant, deci nu și mai au și câte o pauză la cap față de linie. De dificultatea, da, de spus, față de dificultatea mea. Nu aici e problemă. Nu. Problema este, da, dacă este un conflict, convins că de muncă, cei care se uită să gândesc și la asta. Îi trebuie, da, să se gândească, la depinde ce ceri. Ce mare acrobație faci spus, ca șofer de autobuz în București. Da. O salarii plătite în marea lor majoritate din subvențiile din buzunarul bucureștenilor, ar trebui ca bucureștenii să se întrunească, să facă un referendum, iată, online și să spună, da, suntem de acord să plătim mai mult subvenție pentru șoferii de din, da, STB. E interesant, Remuște Furea, că liderul acesta de sindicat, Vasile Petrariu, reproșea exact lucrul ăsta primăriei generale. Ați mărit tariful și le dați oamenilor un transport în comun de mizerie. Păi, în primul rând, exact cum s-a discutat, dacă nu se mărea tariful, banii erau și mai puțini, pentru, chiar și pentru salarii, să zicem. Și cât despre transportul de mizerie, acum, sigur, putem să discutăm dacă asta e responsabilitatea doar a primăriei sau a conducerii STB și personalul nu are nimic de a face cu asta. Bun, până la urmă transportul... Dar nu conduce Criț autobuzul până la urmă, da, mă rog. Calitatea transportului public în București, într-adevăr, depinde de bugetul aflat la dispoziția Primăriei Capitalei. Știm, cel puțin în cursul acestui an, am văzut mai multe mesaje în acest sens emise de către Primarul Capitalei legate de, să spunem, problemele bugetare. Din acest punct de vedere, modul în care poți să împarți resurse puține ține, sigur, și de calitatea managementului, ține și de faptul că, nu știu, tot la dumneavoastră auzeam că unele dintre resursele acestei regii, acestei societăți, erau cumva, dispăreau, nu știu, combustibilul care nu se mai regăsea, sau piese de schimb care nu ajungeau unde trebuiau, deși ele existau cumva în niște inventare. Aceste chestiuni, iarăși, țin de ceea ce spuneați dumneavoastră la început, de, până la urmă, investigații, cercetări, și sunt niște oameni care vor trebui să răspundă pentru aceste fapte. Dacă managementul a lansat în spațiul public asemenea acuzații privind, de exemplu, furtul de combustibil, bănuiesc că Poliția Capitalei s-a autosesizat pe acest subiect și a determinat, a început o investigație aici. Mă aștept ca lucrurile să evolueze într-un sens. Bun, prima dimensiune, cea politică pe care o acuză în principal primarul general, Nicu Șordan. Acest lider de sindicat, Vasile Petrariu, era până mai ieri sau ieși azi consilier general din partea PSD, membru al PSD, el zice că și-a dat demisia sau că își va da demisia, nu e foarte clar. În fine, ideea e că există această dimensiune în care, eu știu, fosta administrație Firea, prin acești oameni pe care îi are acolo, încearcă nu să capitalizeze politic și să obțină puncte în dauna actualului primar general. Asta ar fi un palier și o anomalie până la urmă, nu? Că în momentul în care un lider sindical e atât de conectat la partid, te gândești mai mereu ce faci. Este, da, politician. Adică e și cum politician, și conducerea STB e conectată la alte partide. Da, e și politician, da, și lider de sindicat, pentru că fiind ales consilier pe listele unui partid, ești membru, da, al partidului respectiv. Sau, chiar dacă n-ai o adeziune scrisă, tot faci parte din clasa politică. Că ești chemat acolo reprezentând un partid politic. Și aici se vede foarte clar și reacția președintelui PSD, care, întrebat fiind tocmai de această problemă, a spus, da, de ce nu pleacă Nicu Șordan? Deci protestul este limpede, da, asumat de către liderul PSD împotriva primarului Capitalei. Cam asta e ideea când spui, da,
De ce nu pleacă? Adică și vezi care, lucrurile și între... care e una dintre cerințele acestui lider de sindicat? Nu mai să plece Criț, dar să plece și Nicuș, așa a spus, să plece managerul companiei și să plece și primarul capitalei. Deci cam până la urmă, dacă mergem la rădăcina conflictului, aici ajungem. Plus încrengăturile de nepotism, de folosirea resurselor companiei, ceea ce spunem despre o companie. Spunem despre tot ceea ce se întâmplă în spațiu public. Că nu aflăm companii care să fie cristal curate. Că vedem că se fură combustibil de peste tot. Că sunt cheltuieli uriașe. Că se angajează de 7 ori mai mulți pe o funcție decât ar fi nevoie. Că toate neamurile vin acolo și se transformă în caracter. Aici să nu spuneți că e doar vina sindicaliștilor și că conducerea companiei aparent e controlată de altă culoare politică. Și culmea e, dar nu e culmea, că nu e paradox aici, pe cale logică. Toate aceste companii fiind conduse în acest fel și funcționând în acest fel, sunt în datorii și n-au bani niciodată și cer subvenții de la comunitate și n-au autobuze. Normal, când banii se duc în alte părți, de unde să mai ai bani? Și te poți uita și la companii de stat mai departe, că ziceam că e o oglindă a ceea ce se întâmplă. Aici e statul, până la urmă. Că e companie locală sau e comparegie sau companie națională, până la urmă tot aia e. Că e și toate sunt înglodate în datorii, dacă ne ducem și la cele din domeniul energetic și la cele... Deci, hai, trai neneacă pe banii statului. Remus Șefureac... Aș face observație aici, dacă îmi permiteți. Apropo de această dublă identitate, să o numim politician și sindicalist. Așa. Sigur că, într-un fel sau altul, poate că e normal ca un... Partid Social-Democrat, PSD în acest caz, să aibă o relație mai apropiată cu sindicatele. Acest lucru îl pot înțelege, se întâmplă și în alte țări unde partidele social-democrate au o relație ceva mai apropiată cu sindicatele, dar în sensul în care încearcă cumva să reflecte în politicile publice anumite, să spunem, puncte de vedere, poziții ale mișcărilor sindicale. Însă de aici până la calitatea de membru de partid cu acte, cu carnet de membru, este o cale foarte păi lungă. Păi nu, și de membru în Consiliul General, cumva este, controlezi la ambele capete povestea asta, nu? Este, din păcate, o subminare a mișcării sindicale pe care o generează politicul, pentru că în momentul în care liderul de sindicat este membru de partid, evident că legitimitatea asta este afectată. Uitați și noi acum, la B1 TV, vorbim despre șeful de sindicat de la STB, care este, a fost, mă rog, că și-a dat demisia, membru unui partid politic. Evident că acel om nu mai are legitimitatea și credibilitatea în spațiul public pe care ar fi avut-o dacă era, să spunem, un lider neutru din punct de vedere politic și care reprezenta exclusiv interesele muncitorilor. Noi, sigur, ca observatori, putem să vedem o dublă reprezentare, ceea ce, sigur, ne putem duce cu gândul ce s-ar întâmpla dacă administrația era PSD. Mai aveam această grevă? Nu mai aveam? Păi n-a fost, Remus, n-a fost administrație PSD până la alegerile trecute și n-am văzut grevă la STB. Până la urmă, liderii de sindicat în această situație ce mai reprezintă? Reprezintă politicul sau reprezintă interesele? Asta vreau să vă întreb, Remus Șefureac. Cum pare pentru independentul, mă rog, Nicușor Dan, susținut de PNL și USR când le convine, cum au punctat împotriva lui sau au reușit să facă asta cei de la PSD by proxy, așa, prin intermediar în războiul ăsta? Bun, acum în primarul general oricum nu se află în cea mai bună situație, orice lovitură sigur îl afectează suplimentar, însă, repet, el pleacă de la un nivel destul de să spunem minimal în ceea ce privește încrederea bucureștenilor, votanților din București. Sigur, o lovitură suplimentară îl poate afecta în sensul în care vorbim din nou de niște servicii publice în capitală care nu funcționează, iar la finalul zilei, sigur, lumea se enervează fie pe sindicaliști, dar se enervează și pe primar, pe administrația orașului, inevitabil, aceste lucruri se întâmplă. Pe de altă parte, sigur, domnul Nicușor Dan poate să genereze un tip de atac mai politic, așa în momentul în care, să spunem, a avut acea replică care a prins în anumite medii privind apusul atitudinilor
mafiote în zona sindicală, nu mai țin minte exact exprimarea, da. Dar, mă rog, un mesaj cumva atipic pentru Nicușor Dan, care ne-a obișnuit așa cu o linie mai degrabă ternă și nu foarte... care nu generează, să spunem, breaking news. Pare denotă fermitate, asta era întrebarea, denotă fermitate măcar în declarații sau în a te ține tare pe poziții, ceea ce am văzut? Asta cu siguranță, dacă până la urmă această poziționare va fi dusă până la capăt. Și încă o dată, mă aștept ca administrația, atât administrația Capitalei, cât și managementul companiei să... dincolo de partea de retorică, să vină și cu elemente, cu fapte concrete prin care să sprijine, cum se spun, derularea unor anchete care să scoată în evidență tocmai acele costuri suplimentare care au avut loc în această regie legate de furturi de combustibil, de proastă gestiune. Aceste chestiuni trebuie cunoscute și trebuie aduse până la urmă în fața legii. Iar investigarea lor va fi destul de dificilă fără sprijinul, să spunem, managementul. Acestea sunt, da, până la urmă, chestiuni destul de grave și vor trebui aduse în atenția opiniei publice. Iar dacă ele vor avea și o finalitate, evident că politic poate administrația să și puncteze ceva din an în urma acestui. Bun. Al doilea palier de care vorbeam și cel care are cumva legătură cu tot ceea ce se întâmplă în România atunci când vine vorba despre companii publice, că sunt locale, că sunt centrale, greva asta a STB a venit în contextul în care compania se pregătește pentru o reformă, pentru o eficientizare economică, pentru prima dată după mulți ani. E o gaură neagră, așa cum spuneam, STB pentru bugetul Capitalei. Trăiește compania aproape integral din subvenția de la municipalitate. Banii se duc în proporție de aproape 80% pe salariile celor 11.000 de angajați. Noua conducere a primăriei Capitalei și a societății au adus în discuție în ultimele zile externalizarea anumitor servicii care se făceau prost pe bani mulți. Au adus în discuție de asemenea reducerea treptată a personalului cu până la 10%, ceea ce evident că a speriat, pentru că există și acele legături de rudenie de care vorbeați ceva mai devreme. Și a mai adus ceva, verificarea modului în care se cheltuiesc banii publici. Deci avem de-a face, Ion Meioniță, de fapt, cu o mare rezistență a sistemului la schimbare, cât se poate de transparentă. Nu cred că e cineva pe lumea asta care să vadă doar o coincidență în faptul că odată ce s-a demarat planul ăsta de eficientizare, hop, a început o grevă spontană, care de fapt vrea creșterea salariilor și schimbarea directorului. Încă o dată, de ce n-au făcut o grevă legală? Ce-i împiedica? De ce s-a întâmplat ca să faci o grevă spontană? O grevă spontană o faci când apare ceva extraordinar sau când nu ai alte mijloace, dar când ai tot timpul. Da. Și e clar că s-a întâmplat ceva în sânul companiei, a apărut probabil... Un frison s-a întâmplat. A apărut ceva public, au aflat că să încearcă ceva, să plănuiește ceva și atunci au făcut o grevă spontană. De ce nu au notificat conducerea? De ce nu au spus că există probleme? Și făceau o grevă cât voiau, 5 luni de zile, dacă voiau, făceau o grevă. Poftim, legal, perfect legal, că din fericire acea ceva se poate într-o democrație. Ori... acum că vii tu spontan, e clar că s-a întâmplat ceva, că ai o informație, că acest sindicat este capturat, e clar, se vede de felul în care funcționează. Dacă vin oameni și vor să muncească, imediat sunt puși la colț. Ei la șuturi, ei, la da? Propriu, nu? E, și atunci te întreb, ce interese? Da, e străveziu până la ce interese acoperă. Bine că se face acum, că aceste companii, toate din subordinea primăriei sunt găuri negre și trebuie intrat acolo cu macete să defrișezi relațiile cele mai în sens simbolic, vreau vorbesc să nu creadă cineva că spun să intre cineva cu... Deci ca într-o junglă în care trebuie să faci loc să întrerupi toate aceste rețele de influențe politice, economice, de corupție, că asta e, trebuie să spune. E foarte greu și primarul Capitalei nu excelează. Spunea și Remus Ștefurea, nici n-are cum populația dacă nu primește informații, dacă nu vede comunici cu populația, ceea ce
primarul nu face deloc, este cel mai izolat, cel mai, de la el vin cele mai puține informații. Sigur că n-are cota de popularitate și atunci devine foarte vulnerabil, indiferent dacă planurile pe care le anunță sunt bune sau dacă anunță vreun plan. Că eu n-am auzit de un plan pe care să-l fie anunțat. Planul este să rezistăm acum cu banii pe care avem la dispoziție. Da, asta, asta e planul pe care îl comunică primarul. Da. Cam așa. Da. Și atunci, sigur că e ușor să faci asemenea lucruri, că dacă vorbea Remus de greva de la transporturi, celebra grevă din 99, iată, a trecut atât de mult timp, doar un singur lucru vă spun. Traian Băsescu atunci, ministrul transporturilor, avea atâta popularitate în momentul respectiv, încât el s-a dus pe peron, în gara de nord, și s-a dus la conducătorul de locomotivă, erau strânși acolo, blocasele trenuri, și le-a spus, te urci imediat, dacă nu, te-am luat pe sus în sensul că aplic legea, nu că de violență, nu mă refer la asta. Deci i-a pus să aleagă. Ori aplic legea acum, că ești ilegal, ai întrerupt, ori te duci și dai drumul la tren. Și trenurile au pornit. Deci au pornit, el fiind pe peron. Asta înseamnă să ai și, să ai și autoritate, și autoritate prin credibilitatea pe care o ai ca politician, că poți să faci lucrurile să se întâmple, și alta e să nu ai. Da, informațiile astea care au dat frisoane n-au fost chiar atât de ascunse sau pe surse. Noi am avut de la sfârșitul anului trecut informații destul de clare despre acest plan al STB și al primăriei generale. Viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu dădea niște detalii destul de dădea niște informații destul de detaliate, amănunțite. În primul rând explica faptul că numărul șoferilor trebuie să fie mai mare decât al personalului care stă în birouri, care nu iese pe traseu. Pentru că la STB e invers, spunea el, 4700 personal navigant și personal care întreține flota, 160-1300 de mecanici, din ăștia 10700 de angajați, iată, doar puțin peste o treime era pe traseu sau angrenată în reparat, întreținut utilaje, autovehicule, Remus Ștefureac. Adică era limpede că planul ăsta de eficientizare, care prevedea și o reducere treptată de posturi administrative, faimoasele ghișee unde se vând bilete sau cartele și așa mai departe, toate lucrurile astea ar fi trebuit să se întâmple în pași și uite că sindicatele nu vor. Da, aici părerea mea că e și o eroare tactică a acestui sindicat și vorbeam la începutul acestei emisiuni și spunea și Ion Ioniț apropo de tipul acesta de grevă spontană. Cred că cumva sindicaliștii de la STB au pierd controlul narativului public, să spunem, și al încrederii bucureștenilor, dacă această încredere a existat. În momentul în care tu nu mai scoți acei 25%, măcar să asiguri o minimă subzistență, o minimă funcționalitate a transportului public în comun, deci lovești până la urmă dur în consumator, în cetățenii bucureșteni, evident că aceștia își pierd, cum să spun, nu vor mai susține până la urmă un astfel de demers, iar administrația se va simți încurajată, mai ales în condițiile în care administrația, să spunem, vorbește despre eficientizări, vorbește despre delapidări, despre furturi, despre faptul că se irosesc banii publici, mm-hmm, să spunem, pe angajări, să spunem, fictive, poate pe dublări de posturi, aceste lucruri niciodată nu vor trezi o simpatie în public. Și dacă tu nu mai asiguri nici acel minim care ar fi fost normal într-o grevă organizată, să spunem, conform reglementărilor legale, evident că vei pierde sprijinul cetățenilor complet și, într-un fel sau altul, îți vei submina propria ta poziție. Deci, vă vedeam la dumneavoastră și văd acum pe burtieră mâine și mai puțin șofer și vatman pe traseu. Păi asta este o autorănire, să spunem, pe care o generează sindicatul. Pentru că, încă o dată, pierde complet sprijinul cetățenilor. Bun, suntem, cum ziceam, în așteptarea rezultatului acestor negocieri și vrem să știm dacă, până la urmă, mâine se va relua, după 5 zile de grevă ilegală, dacă se va relua transportul în comun. Care e lecția acestui episod, așa cum l-am văzut până acum, Ion Maioniță? Nu putem să
lăsăm mai departe societatea românească să se degradeze în sensul destrămării regulilor de bază. Pentru că sunt niște obligații pe care fiecare om le are într-o societate și le asumă în mod conștient și știe foarte bine ce drepturi are, ce obligații. Ori dacă se neglijează complet, toată lumea are numai de făcut ceea ce vrea el, pentru că așa vrea el, cum este acest lider de sindicat, politician și consilier general și așa mai departe, nu mai poți să mai ai niciun fel de coeziune, nu mai poți să ai niciun fel de funcționare. Fiecare face ce vrea, fiecare consideră că are dreptul să încalce drepturile celorlalți. Exact ca în acest exemplu. Fă o grevă, asigură 30% din transport, așa cum se întâmplă. Spune, am niște probleme enorme de muncă și trebuie să fac o grevă. Dar nu blochezi totuși, pe urmă, ții captiv un oraș de 2 milioane de locuitori ca să-l dai afară pe șeful unei companii. Uite, comunicat de ultimă oră al Prefecturii Capitalei, care spune forțele de ordine vor interveni ferm împotriva oricăror acțiuni de intimidare a angajaților STB, care intenționează să reia lucrul. Deci asta înseamnă că, eu știu, se vor lua niște măsuri, le așteptăm. Mulțumesc foarte mult, domnilor, ne întoarcem la actualitatea imediat. Rămâneți cu noi. Cincea zi de grevă ilegală a celor de la Societatea de Transport București. Negocieri în această seară. Primarul general Nicu Șordan e în legătură cu noi chiar acum și îi mulțumesc. Bună seara, domnule primar. Bună seara. Dați-ne veștile, vă rog, pentru început, dacă le aveți, cum rămâne? Se reia circulația? Bun, nu am... Tot ce pot să vă spun este ce s-a întâmplat astăzi. Am început ziua cu o prezență cam de 20% a vehiculelor în circulație. Acum o terminăm cu spre 40%, ceea ce înseamnă că sunt mulți șoferi și vanmani care au înțeles că trebuie să respecți o decizie judecătorească. Am înțeles că asta e decizia rezonabilă. Am transmis tot acest timp mesaje că înțeleg că există probleme în STB, care vin dintr-o subfinanțare de ani de zile, că putem să rezolvăm problemele astea, dar nu le putem rezolva de pe o zi pe alta și în situația de presiune în care bucureștenii nu pot să-și realizeze viața lor cotidiană. Bun, ajungem imediat și la chestiunea cu subfinanțarea, banii și planurile de reformă. Am văzut că astă seară Prefectura Capitalei anunță măsuri ferme împotriva celor care nu-i lasă pe oameni să iasă pe traseu. În urma unei ședințe comune pe care a avut-o Prefectura cu Primăria Capitalei. Ce li s-ar putea întâmpla așadar celor care împiedică pe șoferi să revină pe traseu? Noi suntem deja într-o situație de ilegalitate, adică chiar faptul de a nu vrea să ieși la muncă după ce o instanță ți-a spus că trebuie să ieși la muncă este o infracțiune. Dar faptul celor care împiedică pe alții să iasă la muncă este o infracțiune mai gravă și am avut zilele acestea, am avut o colaborare foarte bună cu poliția și cu jandarmeria, dar în special cu poliția. Am instituit acel număr la care sub confidențialitate șofer, vadman pot să sune și să reclame tipul acesta de presiuni care se fac asupra lor, cei care vor să iasă la muncă. A funcționat și, după cum v-am spus, de dimineață până azi, tot mai mulți oameni au ieșit la muncă, ajungându-se aproape de 40%. Așteptarea dumneavoastră, domnule primar, e ca încet, încet să iasă din ce în ce mai mulți oameni și în câteva zile să se stingă conflictul ăsta, pentru că nu știu dacă e cea mai potrivită abordare pentru bucureșteni, pentru pasagerii acestor mijloace de transport. Nu e nevoie de o, cum să spun, de o revenire la lucru coordonată, impusă, dacă vreți, și nu se poate altfel, a tuturor șoferilor și vatmanilor? Decizia există. Așa cum am spus, există mai multe probleme în STB, dar una din problemele majore este influența nesănătoasă, total nesănătoasă, pe care sindicatul majoritar o are în această societate. Adică este absolut normal ca într-o societate să existe un sindicat sau mai multe sindicate care să apere drepturi salariale, condiții de muncă.
Însă s-a ajuns ca sindicatul să ia mult prea multe decizii care țin de management. S-a ajuns ca oameni care nu vor să fie în sindicat să primească turele mai dificile, să nu li se asigure reparația în același timp cu acelorlalți. Deci ăsta este motivul pentru care această grevă declarată ilegală de tribunal a fost irațională de la început. Pentru că în momentul ea ar fi trebuit să se întrerupă în momentul în care a fost prima hotărâre de instanță care a spus că este ilegală. Deja ieri după amiază, când ieșiseră peste 20% din șoferi și vadman, iar și trebuie să se oprească, pentru că nu mai, sindicatul nu mai avea ce să spere. Acum suntem la 40%. Eu sper într-o decizie rațională, măcar în seara asta, astfel încât mâine să avem pe toată lumea pe traseu și bucureștenii să nu mai sufere. Da, decizia o să o ia sindicatul în această seară și o să ne o comunice. Bun, înțeleg că nici nu poate fi vorba din perspectiva dumneavoastră a Primăriei Generale, a Consiliului General, să se discute despre înlocuirea șefului STB, așa cum vor acești sindicaliști. Vreau să fac o precizare. În toate aceste discuții, că am fost aici toate aceste zile, rolul meu a fost de mediator din punct de vedere administrativ. Discuția trebuie purtată între sindicatele din STB și conducerea STB, care înseamnă director, deasupra directorului Consiliului de Administrație, deasupra Consiliului de Administrație, adunarea generală a asociațiilor în care sunt reprezentanții Consiliului General. La dumnealor este decizia și o să comunice la sfârșitul acestei, așa cum ați spus, la acest moment există o întâlnire între Consiliul de Administrație și reprezentanții sindicatului majoritar. La dumnealor este decizia, dar nu cred. Adică, da, cred da. Că nu se pune. Sunteți, indiferent de rolul ăsta de mediator pe care vi l-a atribuit sau care este cel formal, sunteți actor principal în meciul ăsta. Ați lansat anumite acuzații, printre care că e un protest politico-mafiot sau că sistemul ăsta sindicalist trebuie să înceteze să mai aibă conotațiile astea mafiote, sunt cuvintele dumneavoastră. De partea cealaltă am văzut și sindicaliștii și PSD, prin anumite voci, au țintit direct către dumneavoastră, adică nu e ca și cum sunteți în afara jocului. Da, da, desigur că fiind primar municipiului București, am situația de ansamblu a administrației din acest oraș și bineînțeles că am o influență de acest conflict. Nu retrag absolut nimic din ce am spus, pentru că nu e normal să existe aceste presiuni asupra oamenilor care vor să iasă la muncă. Am discutat zilele astea cu foarte mulți dintre ei la telefon și mi-au spus ce înseamnă să nu fii pe placul sindicatului în STB. Bun. De altă parte, da, decizia administrativă o să ia organele de conducere ale acestei societăți. Înțeleg din informațiile pe care le-a dat conducerea STB că o paște insolvența chiar dacă întârzie cu achitarea datoriilor, adică dacă nu poate produce bani zilele astea STB-ul. Bun, în primul rând, când am preluat mandatul, datoria STB-ului era de 1,2 miliarde lei. În special către ANAF, și asta venea din sume neplătite de către primărie către STB pentru prestații deja efectuate. Nu a existat o optimizare a circuitelor de servite de STB față de banii pe care primăria și permitea. Am reușit să redresăm financiar compania, faptul că în momentul de față datoriile sunt undeva la 750 de milioane, deci cam la 60% față de cât le-am găsit, dar mai important faptul că ele sunt eșalonate și nu mai există riscul care exista real în momentul în care am venit aici de insolvență și faliment. Ce a spus conducerea STB-ului? A spus că această societate are niște venituri, veniturile pe care le face vin din kilometri pe care șoferii și vadmanii îi fac conform contractului de delegare și în mod evident că în momentul în care
nu prestezi activitatea pentru care ești plătit, ai un dezechilibru financiar. Valoarea strict contabilă este de cam 4 milioane de lei pe zi, deci vreo 20 de milioane până în momentul acesta. 20 de milioane din condițiile în care bugetul de venituri și cheltuieli pe o lună este undeva la 100 de milioane, este o sumă consistentă care afectează cash flow-ul companiei. Bun, domnule primar, spuneți-ne de ce planul ăsta de eficientizare pe care îl are conducerea societății, pe care îl are administrația capitalei în legătură cu STB, îi sperie atât de mult pe cei care lucrează acolo sau pe o parte dintre ei. Urmează să se întâmple concedieri în masă, urmează să se întâmple lucruri care, iată, au pus presiunea asta pe ei? Bun. Și eu și reprezentanții Consiliului General am venit cu acest mandat, cu două mandate. Unul, să păstrăm această companie, ceea ce este o opțiune pe care ne-am asumat-o. Și doi, să eficientizăm această companie, pentru că e vorba aici de banii pe care îi preluăm de la bucureșteni și trebuie ca serviciul pe care compania îl prestează pe banii ăștia trebuie să fie cât mai bun. Să păstrați compania înseamnă că aveam alternativa să o reînființați alta sau bănesc că fără transport public nu putem. Da, cel puțin, bun, discuția nu există în momentul de față, dar cel puțin teoretic poți să externalizezi serviciul către alte companii care să preia integral sau mai multe care să preia bucată cu bucată transportul public din oraș. Da. Repet, această opțiune nu există, ca să nu punem paie pe foc. Bun. Nu există în acest moment această opțiune. Opțiunea noastră, asumată de la începutul mandatului, este de păstrarea a companiei STB, dar pe de altă parte trebuie să o eficientizăm. Asta înseamnă că dacă există, asta înseamnă că trebuie să ne uităm la plecările de la cap de linie, da? Să nu mai vedem 3-4 autobuze care merg unul după altul. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm la consumul de combustibil. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm dacă planificarea este optimă și nu s-au dat ani de zile preferențial, tot prin intermediul sindicatului, dacă nu se dau mulți bani pe chemări din libere când tu ai oameni disponibili să facă activitatea când se îmbolnăvește cineva. Hai. Trebuie să ne uităm autobază cu autobază cât de mulți oameni au fost în concedii medicale și o să vedem că avem niște diferențe foarte mari de la una la alta. Deci toate aceste lucruri înseamnă eficientizare. Nu există o țintă de a da oameni afară, dar există o țintă de a optimiza o companie în care am pus bani publici. Da, mulțumesc foarte mult, primarul general Nicu Șordan, în direct la Actualitatea. Urmează special cu Nadia Ciurlin. Rămâneți cu noi!